Peste 120 de pompieri din 7 județe, inclusiv din Mehedin, s-au întrecut joi 14 iulie într-o competiție acerbă pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin. Evenimentul a fost deschis cu intonarea imnului național al României și defilarea echipajelor. Viteza de reacție, îndemânarea, echilibrul, curajul, tenacitatea și spiritul de echipă le-au fost testate participanților prin parcurgerea a 3 probe. PISU Mehedinți a organizat etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, ce se desfășoară pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin. Peste 120 de pompieri civili din cadrul județelor Cara Severin, Hunedoara, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea și Mehedinți se vor întrece pentru a obține calificarea la etapa națională. Aceștia își vor demonstra abilitățile pe parcursul a 3 probe, ștafeta 4x100, pista cu obstacole pe 100 de metri și dispozitivul de intervenție. În cadrul concursului s-au întrecut 12 echipaje care au fost declarate câștigătoare la concursurile județene. Printre acestea se numără și echipajul SVSU Bâcleș, care în anii anteriori a urcat pe podium la etapa națională. Am plecat la drum cu speranța că vom ieși din nou pe locul întâi și că vom merge la faza națională, unde în anii trecuți am urcat pe podium, pe locul 2, pe locul 3 sau la anumite probe am luat locul 1 la individual sau la ștafetă. Prin desfășurarea acestor concursuri se urmărește perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acțiunilor de intervenție în situații de urgență, dar și dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor de colaborare între serviciile voluntare și private pentru situații de urgență.